acum o săptămână. Ce cadou să le fac eu telespectatorilor mei, iubiților mei telespectatori care mă suportă de ani de zile. Și mă gândeam și mă gândeam și până la urmă mi-a venit așa o idee de undeva de sus. Că cineva îmi spunea Tora Vasilescu, Tora Vasilescu. Și asta-i Tora Vasilescu. Pe ea o să o invit în ziua de Crăciun ca să-i bucur cu adevărat pe telespectatorii mei. Destimați telespectatori, încă o dată la mulți ani din casa doamnei Tora Vasilescu. La mulți ani, Tora. La mulți ani, dragă mea. Bine te-am găsit. Mulțumesc, la mulți ani, dragi spectatori. Noi deja, probând recuzita, am mai servit un pahar înainte și sper că suntem în acord cu dumneavoastră că doar nu o sta pe uscat în ziua de Crăciun. La mulți, la mulți ani. Spune-mi, te rog, te-am găsit într-o pasă bună astăzi în ziua de Crăciun? Ești bine? Starea bună se și mai construiește. Cine și-ar permite ca de Crăciun să nu fie într-o stare bună? Adică, mă rog, se poate și invers, dar în principiu trebuie să ne sugestionăm că azi trebuie să fim fericiți de ziua Domnului, nu? Bag seama că ești puțin pesimistă, totuși așa, e ceva care nu îți place totuși pe lumea asta? De fiecare dată când mai trece un an, nu? Că se mai e o săptămână și va trece. Ce tristețe, așa este, așa este. Eu m-am învățat soțul meu să spun, nu că a mai trecut un an, ci să spun, uite că a trecut un an în care am fost sănătoși, în care am avut ce mânca, ce îmbrăca, ce bea, în care am lucrat, în care am fost și bucuroasă. Deci depinde unghiul din care privești lucrurile. Cine nu vrea să trăiască mult? De ce să ne pară rău că a mai trecut un an? Perspectiva e să treacă încă mulți ani, nu? O să treacă încă mulți ani și noi o să fim din ce deci ce mai fericiți și mai... Nu sunt pesimistă, am doar grija să nu fiu prea dezinvoltă după două pahare de șampanie. De-aia ai starea asta. Și e emoția de început întotdeauna, când oricând joc, pe scenă, oricând dau un interviu, pentru că interviurile acestea sunt într-un fel roluri scrise de mine și nu învățate pe ca atunci când joci după un text. Vroiam să-ți spun că anul trecut, tot în preajma Crăciunului am făcut interviu. Da. Și te rog să mă crezi și uite, am martori pe toți telespectatorii mei, care și acum... La mulți ani încă o dată, nu pierdeți ritmul, vă rog! Care și acum îmi reamintesc acel interviu și până mi-a plăcut grozav. Soțul meu e foarte critic în ceea ce privește actoria mea. De exemplu, când am ceva la televizor, el spune, păi nu o văd acasă, ce să mai pierd timpul să mă uiți la televizor. Dar de data asta a văzut, pentru că tu ai fost amabilă și mi-ai dat caseta, ceea ce se întâmplă destul de rar cu alți care mi-au interviuri, adică te-ai ținut de cuvânt. Eu sunt o raritate, ai respectul meu, pentru că un om care așa vorbește și nu se ține de cuvânt, mi se pare asta este prima calitate ca să te numești om, să nu vorbești în vânt. Adică dacă ai avut bucuria să te dai mare și să promiți, trebuie să te și ții de cuvânt. Foarte adevărat. O promisiune se încalcă doar atunci când condițiile în care a fost făcută promisiunea se schimbă. Atunci ești absolvit de acest lucru, nu? Vezi, eu am zis că sunt o raritate, dar nu sunt o raritate. Am făcut cuiva un... Mi-a făcut o mare bucurie. A existat cumva, până acum vreo 2 ani de zile la noi în România, un domn pe care îl chema Pan Virescu. Acest domn a fost poet, a fost închis ani de zile, mă rog, probleme de politică, asta nu mă interesează. Și când avea 90 de ani, m-am dus la el și am făcut un interviu. A fost o bucurie imensă pentru el și am promis că îi duc caseta. Să-ți fie rușine. Și Pan Vizirescu a murit între timp. Da. Ei, se pare Vezi că acestea sunt lucrurile. Ieri am mai dat un interviu la un jurnal național și tocmai îmi pusese întrebarea dacă mâine plec la Doamne, Doamne, și mi-aș vedea viața, cum m-aș judeca? Pentru că, de fapt, se pare că noi ne judecăm pe noi. Sigur. Acesta ar fi un lucru care tu să te judeci.
Păi, ai fost o lașă, ai fost am fost o lașă și uite, n-am fost o lașă, am fost un om care am avut foarte multă treabă, de fapt. Astea sunt scuze, dar de fapt, om aștepta acest lucru. Nu, sigur că da, și nu o să fie foarte rușine de acest mi este rușine, de am și spus acum, în ziua de Crăciun, mi-am descărcat sufletul. Preoteasa, ai venit la preoteasa. Să mă audă și el acolo și să știi. Spune ceva de soțul tău, da. A, deci mă ascult. Da, cum să nu? Tocmai mă gândeam acum cât vorbeai că uite, nu mă ascultă, începusem și iar am părăsit ideea. Și vis-a-vis de interviul trecut, soțul meu mi-a spus că i-a plăcut cel mai mult dintre toate interviurile mele, pentru că are acel firesc senzația de te privești pe gaura cheie. Adică nu e afișat, nu e cuvinte căutate, așa cum se întâmplă de obicei. Da, mă, de ce caută unii? Își caută niște... Dar cred că dacă trebuie să apară în fața altora, trebuie să vorbească altfel decât vorbește toată lumea. Eu am citit de curând și mi s-a părut, adică sunt total de acord cu această idee, că sinceritatea, puterea de a fi sincer, e un dar pe care nu l-au toți, ca și frumusețea, ca și răbdarea și, mă rog, sigur, e un dar. Iar a fi sincer în fața mulțimii, pentru că niciodată nu știm cine ne privește, nu? Sigur. E una din marele calități și marele forțe a unui om, pentru că libertatea de a vorbi e una din ce, despre adevărul tău, îți trebuie o mare forță în spate, chiar și materială, adică să, mai, să nu fii dependentă de un serviciu, de un șef, de un partid, și atunci nu mai poți vorbi ce gândești. Eu, de exemplu, de asta am rezistat tentației de a intra în vreun partid, pentru că am fost destul de curtată în acest domeniu. Și ai avut această tentație la un moment dat? Nu am avut tentația pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă fac din nou purtătoarea de cuvânt al altora. Da, așa e. Eu am lucrat, activitatea mea maximă a fost în perioada totuși dinainte de Revoluție, când cenzura era cumplită. Cenzura era o teroare. Când noi devenisem deja autocenzori, adică ți era teamă de ce ai voie și ce nu ai voie să spui. Chiar mă, ce teamă ți mai era, mai ții minte? Ți era frică și să gândești uneori. Ți era frică da, de gândurile tale. Oamenii acest lucru, uite, adică dragă, spuneai de ce o glumă, uite, un băncușor nevinovat și nu știai dacă prietenul tău sau vecinul tău nu ți-a făcut-o, știi? Și? Ok, asta este altă idee, dar ideea asta a sincerității, de a vorbi deschis în fața mulțimilor, a oamenilor, e și ea cu mai multe tăișuri, adică dacă minciuna e rău famată, nu? Minciuna excrocului, care spune niște neadevăruri pentru a câștiga niște foloase. Sigur. Există și minciuna terapeută, care nu mai e de aceeași categorie a lucrurilor rele, nu? Aceea că nu poți să vorbești cu sinceritate despre tine, mă rog, e problema ta, dar sunt implicați și alți oameni în jurul tău și nu i-am cerut permisiunea acelei persoane să devoaleze adevărul lui. Atunci poți să-l jignești, poate să-l doară. Sigur. Și atunci e preferabil de evitat anumite lucruri în acest sens al adevărului în ceea ce privește pe alții. Vezi, data trecută când am fost la tine și am ca mărturie caseta cu interviul acela, mă bucur foarte mult că soțul tău i-a plăcut cel mai mult dintre toate cele. El are și el simțul acesta al adevărului. Știi că cea mai grea treabă la noi, la actori, e să aduci, să dai senzația aceea a realului. E un drum foarte greu. Sigur. Ceea ce e spontan în viață se construiește așa la 360 de grade cerebral ca să ajungi să fii firesc. Când știi că acum se uită poate un om de afaceri, poate o doamnă doctor, o profesoară și judecă poate și fraza, dacă a pus predicatul bine. Dacă n-a pus virgulă între subiect și predicat, în același timp, oamenii, marea mulțime, doresc un discurs firesc, normal, nu prea academic. Sunt multe de luat în calcul. Sigur, știi? Sigur. Îți spuneam că data trecută la, și repet, am mărturie caseta cu interviul, spuneai că eu n-am să mai joc nicio piesă, n-am plictisit pentru ce să joc, pentru ce să aia, pentru ce să ai la alta. Acum nu o săptămână când am, e ceva în genul ăsta. Acum o săptămână când am vorbit noi la telefon și am întrebat ce mai faci, Dora, pregătesc o piesă nemaipomenită, vreau să ne vorbești un pic despre după ce am făcut interviul cu tine, ți-ai dat seama că nu trebuie să joci din nou pe scenă, da? Nu. În ajun de anul nou,
în jurul vârstei de 50 de ani, că ce să ne mai... Mulți înainte, ascundem pe degete, nu? Nu-i vorba, soțul meu zice că sunt niște mărunțișori acolo, 50 de ani care i-am adunat. Mulți înainte, mulți înainte. Eu zic că sunt la jumătate, cel puțin la jumătate. Așa, cine știe ce ne mai aduce viitorul, mă, ce descoperi. Nu vorbi de funie în casa spânzuratului. Nu, e o vorbă din bătrânii splendidă, da, cui da. Nu-i place bătrânețea să n-aibă parte de ea. Toți ce doriți. Faci dacă blestem în ziua de Crăciun? E o vorbă din noi bătrâni. Blestem de Crăciun, nu, da. Nu blestem, da. Dar cine, nu, cine vrea să moară, Doamne, sigur, ferește. Sigur. Chiar dacă în principiu acceptăm ideea că nu avem încotro, că miliarde de oameni au murit înaintea noastră, adică n-a scăpat nimeni de lucrul acesta, tocmai eu vorbesc despre lucrurile acestea ca să-mi dau curaj, să dau și altora curaj, că trebuie trăită viața până în ultima clipă, că nu se știe ce piesă ne așteaptă dincolo. Sigur, eu cred că una frumoasă. Spune-mi, da. Te rog, și vorbeam, da. Și atunci, în preajmă de mai trag cu ochiul puțin la spectatori să nu... Da, chiar dacă vin numai la ei și, să ne uităm. În ochii lor trebuie să ne uităm tot timpul. Cum să spun, așa am învățat, făcând atâtea filme pe care le-am făcut, să mă feriți de aparat, să nu mă uit în aparat. Adică trebuia să dau senzația că aparatul nu există. Acum tu mă pui să mă uit în aparat. Bine, da. O să încercăm totuși să facem, ca să rămânem în firescul acela al conversației, să facem puțin abstracție, ca să pot să-ți explic mai bine ce s-a întâmplat atunci după interviu. A venit anul nou și în ultimile zile am cerut așa un fel, cu rugăciune, mesaj de la Doamne sau de la un înger păzitor sau de la un ghid spiritual să-mi vină în vis, să-mi dea un mesaj ce se va întâmpla cu viața mea. Bănuiesc că multă lume la o răscruce de ani, mă rog, și își cer acest sfat. Pentru că cine să te sfătuiască mai bine? Decât Doamne, așa și este. Cui te rogi când ți-e greu sau când ești bolnav sau când nu mai înțelegi nimic din jurul tău? Spui, Doamne, ajută-mă, nu? Și să știi că visele au venit și nu într-o singură noapte. A fost acel vis de 5 dimineața, pe care eu am obiceiul să mi-l analizez, să-l notez. Da, ai obiceiul ăsta? Da, citind despre visuri, am vise, am probabil plurarul, normal. Am încercat să fac acest exercițiu cu mine. Și în orice caz, când mă scol dimineața dintr-un vis, încerc să-l revăd și să neapărat să văd cum arătam în vis. Nu știu dacă ți-am povestit data trecută, că de câteva ori în visele mele, multă lume nu s-a gândit la acest lucru, de asta o spun. M-am văzut altcineva. Adică știam că sunt eu, dar eu eram un preot odată, eram un negru altădată, eram o femeie modestă, îmbrăcată în negru altădată, deci aveam altă față. Asta știi despre ce vreau să vorbesc, adică există multă literatură de specialitate spirituală care spune că, mă rog, că preluăm alte vieți, că spiritul merge, face drumul de la lut la diamant, adică drumul între tine și Dumnezeu e în mii de vieți se petrece. Sigur că nu e vorba de același corp fizic, corpul fizic e un vehicul, e vorba de acea energie care e sufletul și care e de fapt un suport pentru informații, asta însemnând că rămân toate sentimentele tale și toate trăirile tale undeva depozitate într-o zonă. Edgar Cayce spune dosarele acasice, același termen l-am găsit și în ultima carte acum a unei americane, Susan Orff, Matei vorbește despre Rai, sau a doua carte, Revelații despre o nouă eră, spun despre aceste lucruri pentru că pot sprijini moral pe foarte multă lume ajunsă în niște situații mai dure ale vieții. Am pornit această discuție în întâmplător pentru că era legată de acele mesaje. Mesajele din vis erau că făceam teatru, că eram în turneu, că eram într-o filmare. Am mers la un psiholog și am analizat visele, am stat vreo 3 ore de vorbă cu dânsul, fără să plătesc, asta e culmea, adică atâta prietenie totuși se arată doctorii, sau poate actorilor, nu știu. 3 ore am stat de vorbă cu dânsul, în America ar fi plătit foarte mult. Da, sigur. Da. La care concluzia finală, eu cred foarte tare în acest om, e vorba de Dumitru Constantin, cu cărți, cu domeniul. Cel care a făcut și... feedback, cartea, da, așa, da. Întoarce, mă rog. Da. Nu vine titlul exact acum, de ce ocolesc discuția. Da. Și dânsul mi-a spus atunci, Tora, tu te-ai pensionat la 50 de ani, ești încă verde, asta spun visele tale, și trebuie să lucrezi, că altfel faci o depresie. Și atunci am căutat o piesă, am început mai multe proiecte, ban 2, ban 3, în sfârșit, textele se găsesc foarte greu și în sfârșit a apărut așa din senin, ca din vis,
Horea Popescu cu o piesă scrisă de un autor evreu care trăiește în Israel și care a fost actor aici în România cu mulți ani în urmă. Cum îl cheamă? Domnul Ion Atlas. Se pare că chiar a fost actor la Iași. Persoane mai în vârstă pot să-și aduc aminte că scrie foarte bine. Și în sfârșit o piesă, monolog, pentru o actriță. Genul one man show, one woman show. Așa. Așa. Și cum mi s-a părut că a deranjat spectatorii să-i aduci într-o sală de spectacol, ca eu să am tupeul să-i țin pe 26 de pagini dactilografiate text pe care a trebuit să-l învăț și care nu e deloc ușor. E chiar cumplit. Păi da, ai fost în stare? Ai mai fost în stare? Da, nu credeam. Păi da, la prima citire te sperii îngrozitor. Cred, sigur. Trebuie să o iei așa, ca gimnastica, zi de zi, ca un sportiv care se antrenează. Și mintea asta și memoria se antrenează și ea ca și corpul fizic, adică la gimnastică, cu teamă, cu saturație, cu avea momente când orice, mai bine spălam podelele decât să mă apuc chiar de text să-l învăț. Și subiectul acestei piese duce spre această speranța noastră a existenței spirituale și a vieții de dincolo. Adică e vorba în mare de o văduvă. Uite că s-a oprit și pomul, că tot voiai să-l oprești. O văduvă care după înmormântarea soțului, suferind cumplit, la un moment dat apar spiritele și ea comunică pe internet cu ele, cu spiritele pe soțului. Internet, deci a evoluat știința, vorba maică-mi, Dumnezeu să o ierte. Da, da. E multă literatură în spate de specialitate. Da. Eu am adaptat această piesă ca să nu mai fie monolog, adică eu am o conversație efectiv cu ecranul, cu vocile, cu niște energii care sunt în deci energiile spiritului, care nu se vor vedea, ci vor fi văzute prin mine, prin ochii mei. Eu mă comport, adică la un moment dat unul din spirite mă masează, știi? Și zice, oh, voce, mă, ești cam rece, dă-te puțin mai acolo. El îți spune ție? Eu îi spun, păi el mă masează pe mine, adică eu sugerez pe el, mă rog, și sunt, lucrând textul, adaptarea asta, așa, de a face dialog cu ecranul, pentru că în visele mele, așa, în dorințele mele, eu fiind actriță de teatru și film, am avut mai de mult ideea asta, cum aș putea să împac și una și alta. Și atunci e o piesă teatru-film, cu 20 de minute scene filmate, adică e filmată înmormântarea, e filmată o vizită de condoleanțe, e filmată o scenă de amor cu cumnatul meu. Tu cu cumnatul eu tău? Eu cu cumnatul meu. Vai, ce femeie pentru inorală, că legea evraică, legea evraică de spune, Ivon, dacă moare da. Soțul să te căsătorești, legea veche așa, să te căsătorești așa cu cumnatul. Este, da. Numai că cumnatul e un rabin, e un libidinos care a încercat să-mi facă curte și înainte și, mă rog, se devalează multe lucruri din viețile amândouă și a soției și a soțului prin vizita spiritului, a presupusului amant, a unui student al ei. Și în final, când cele două spirite o hotărăsc că urmează anii grei ai bătrâneții, urmează ridurile, urmează sânii căzuți, urmează coloana, urmează... Eu zic, îmi trebuie, da, spune spiritul, ia sirop de patlagină și eu spun poate de paragină, dragă, de acum gata, s-a dus. Anii mei cei mai buni au trecut, nu se va mai întoarce niciodată, apare fantoma, tot filmată, a spiritului tatălui, care își spune nimic, nu e pierdut, totul e înregistrat. Iată câteva din personajele sufletului tău cumulativ și atunci apar câteva secvențe din filmele mele reprezentative și apoi trebuie să mă hotărăsc dacă da sau nu și ca în final să spun până mișc degețelul ăsta, mă vedeți? Vreau să trăiesc, să mă bucur de miracolul vieții de aici, de acolo, de acolo, de acolo și de dincolo, domnule, vreau să mă bucur. Tora, dar știi că acum vreo lună de zile, două luni de zile, eram îngrozitor de obosită și era 10 noaptea și vreau să mă culc, dar m-am mai așezat așa cu țigară, cu veșnic am țigară în mână și să mă uit la... Ai băut? Noroc, Tora, la mulți Crăciun ani, sau nu-i Crăciun? La mulți ani, stimați respectatori, hai mai beți un pahar de șampanie cu noi. Și mă uit pe chestia aia de la telecomanda, mă jucam pe televizor și văd la ora cu tare 11:30, nu știu cât, cel mai iubit dintre pământeni. Spun, aoleu, Doamne, dar trebuie măcar începutul să-l văd și mă culc. Gata. Și l-ai văzut, da? Numai că l-am văzut pe tot. După ce s-a terminat filmul, am mai stat încă vreo 2 ore și m-am gândit, nemaipomeniți, nu știu, ai făcut un rol grozav acolo. Știi, în vara asta am făcut niște interviuri și cu domnul Vinică, și cu domnul Iordache, și cu regizorul vostru, cu Șerban Marinescu,
cu Șerban Marinescu, chiar la casa lor de vacanță, la Bughea de Jos, în Mușcel. Îmi pare rău că ai venit vara ca să-mi vezi casa mea. De la Snagov, am zis de că la, nu de la Snagov, la Băneasa. La Scărina cam peste 150 de sorturi de flori. Privind la vară, dragi discuție. Spectatori, cadou de Crăciun și de anul, primesc orice floricică care va trește și iarna în parc. Vin la vară să Mi-a facem emisiune. Mi-a promis cineva de la Cluj, tot așa, discutam când va trimite un brăduț argintin. Și după aia am luat moda și i-am rugat pe toți. Și am băut pe seama bradului ăsta argintiu vreun an jumate. Și n-ai primit niciun brad argintiu. Până la urmă, o prietenă mi-a spus, ia, dragă, brăduțul ăsta argintiu, că o să te faci alcoolică decât când încerci tu să-i convingi pe toți să-ți trimiat un brad argintiu. Mi l-a trimis. Și nu te-ai mai făcut deci, alcoolică. Da, domnul de la Cluj, Ardeleanu, s-a ținut de cuvânt, vezi. Ceea ce e alt gest. Vezi, dar și eu mă cam țin de cuvânt și probabil că încep să primesc răsplata actelor mele, nu de la oamenii cărora fac. Categorie, știi cum să spun. Da, exact. Sigur că da. Și spuneam, mă întorc la Cel mai iubit dintre pământeni, care a fost un film nemaipomenit și regizat foarte bine și jucat impecabil. Și bineînțeles că te-am văzut pe tine acolo, eram fericită. Cum să mă culc eu când ora e pe ecran, trebuie să stau să o văd până la bun. Vorbește-mi puțin despre filmul ăsta. A fost ceva special filmul ăsta pentru tine? Spune, care e filmul cu țițile goale? Da. Filmul cu țițile goale, da, super. Spune-mi cum... Dragul meu, poate, știi, noi suntem și noi actrițele femei măritate cu bărbați, și poate mulți să-și pună această problemă, știi? Eu nu mi-am pus-o în parte pentru că așa ne-au învățat profesorii. Când joci un rol, nu joci cu buletinul tău. Acum e cu buletinul meu când dau un interviu și trebuie să am grijă de ce -ți spun. Dar într-un rol, pui pe seama personajului. Nu se fac aceste scene puțin mai, când mai cade rochița de pe tine, mă rog, când a fost cazul, că acum nu o să mai fac, probabil. Probabil, dar dacă... Că nu o să mai fac filme. Dar dacă... E într-un cadru foarte restrâns și omul vede totuși o pediculă, omul e învățat de la televizor. Voi credeți că când se pune pătrățelul acela roșu, copiii nu se uită? Știi cum circulă bancul? Ce, mami, s-a pus pătrățelul roșu interzis pentru copii, duceți-vă repede la culcare. Da. Așa. Sigur că am fost pusă și în situații foarte delicate în care un regizor a spus, dar ce dragă, ești complexată, dar ce ești, Țața Leana, pe actrițele din Occident, nu? Adică nici nu știi pe cum să-mi faci lucrurile, că sigur că e jena aceea, dar nu mi-am arătat nici pe stradă, nici pe... Era un personaj care așa era în economia, nu era în sine să facem reclamă la așa ceva. Nu mă refeream la scena aceea. Deci aici lucrurile înțeleg fiecare cum poate. Sine, rolul în sine, în piesa asta, în filmul ăsta care a fost nemaipomenit făcut. De ce ți-l au dat ție totuși? De ce mi l-au dat ție, dragă? Ia răspunde tu la întrebarea asta. Dar de ce nu mi-au dat alte roluri? Dar de ce nu se scriu roluri și despre femei? Că, în general, partiturile sunt cu niște fete tinere, fără experiență, pentru că înveți, filmul e o meserie. Ți-a fost greu să joci cu Iordache? Mie se pare... Eu mai jucat cu Iordache și în Clisandro și în asta. Care-i problemă? Și în Clisandro și acolo. Doamne, ce filmele... Doamne, nu se poate. Și mă complexează ideea că sunt lângă tine într-o... Chestia de a face film... Un artist așa de mare ca tine. Să știi că nu toți actorii foarte buni de teatru pot, este... Să facă și film categoric. Cere, uite, și câteodată din copil, este extraordinar la film. Cere detașarea de a intra în joc și să uiți. Știi? Să uiți de faptul că în jurul tău e o echipă de filmare, că e un aparat, te filmează. Chiar e greu să uiți în timpul în care ești în pat cu Iordache, de exemplu? Îl ai sau nu-l ai? E un dar care ți se dă. Eu l-am. Mie de mică îmi place eschibițiuni, îmi place să joc, să fac. Cum copiii să joacă de armata, de acutare, îmi place lucrul ăsta. Ție de ce îți plăcea să te joci de mică? Numai de spectacole. Vreau să continui despre filmul ăsta, despre, dar bă, că n-am nicio șansă. Dragă, m-a sunat un producător de la Hollywood, cum să nu fac pauză? De la Hollywood? Soțul meu așa îmi spune mereu de câte ori mă sună cineva, vezi că te caută producătorul la Hollywood și bate joc de mine. Deci nu de film, să... iubita mea, ce a fost a fost, cum spune românul. Că am mâncat ieri, mi-e foame și ce va fi a fost. Da. Ce a fost cu filmarea a fost. Acum contează prezentul. Eu pot să-ți vorbesc despre ce mă interesează acum și ca să îți dau așa o probă. Este dreptul tău. O replicuță, o avantpremieră din piesă. Pot să-ți spun așa o mică, trei vorbe. De exemplu, la un moment dat, soțul îi reproșează, spiritul soțului îi reproșează văduvei, soției, că l-a înșelat. Un fost student al ei. Îngrozitoare lucru a făcut această doamnă. Și ea îi spune, dar n-a fost dragă nimic între noi, n-a fost niciun roman erotic. Nu, cum să-ți povestesc? La ultima lecție de engleză,
când exersam construcția frazelor uzuale în engleză, știi, do you have a pencil? No, I have așa, a book. Da, da. Give me please your pencil. El a spus, give me please your book și a pus mâna insinuant pe book. Eu i-am atras atenția că the book se află pe masă și nu sub masă. Mm-hmm. El atunci s-a înroșit tot ca un purceluș roz așa și s-a băgat sub masă de rușine. Când a dat cu ochii de the book, s-a cam ridicat nivelul intelectual, nu? Intelectual-o-politic. Na? Intelectual-o-politic. Mă rog, fiecare înțelege unii s-a chema lipans, blestemată la de gândește așa rău, e, știi? Așa deci noi nu spunem prostii, fiecare înțelege ce poate, cam atât. Și când poate, și cum poate. Da. Spune-mi, dragă, apropo de înșelat, hai că te întreb acum, dacă, la ce te întreb eu acum? Ce cântăm? Cine nu și-a înșelat? Ți-ai înșelat toată bărbatul? Hai sus! Eu nu! Ești o prefăcută! Măcar în gând! Niciodată în viața mea! Niciodată în okay. viața mea! Foarte bine pentru tine! Acum am să spun. Bravo, îți spune ce-am... foarte bine pentru nu tine. Nu dacă ți-am spus-o asta. Dacă ești fraieră, stai dacă acasă, trebuia să-mi spui. Să-ți da, spun, da. Da, dacă mă repet, tot tai la montaj, da? Nu tai nimic la mergeam montaj. Mergeam odată spre un interviu, spre Buftea și... tot așa era discuția de femei, înșelat, nu înșelat, cum mai bine, cu un bărbat toată viața sau cu mai mult și nu știu ce. Și eu, înainte de a merge la un interviu, mă gândesc așa la cam ce ar putea să mă întrebe ei. Și mi-a zburat gândul la bunica mea. Aia cu tutunul? A, ți-am zis. Acum două zile am văzut în față la noi, la televizor, tutunul greu și m-am gândit, dar de câte ori văd chestia asta, mi-aduc aminte de tine, da? Însemna să ne ducem fără lipsă de experiență, nu se poate o viață întreagă tot. Deci cine are parte să-i dea Dumnezeu foarte frumos. Eu n-am avut parte, am avut trei căsătorii. Pe una parcă a fost în altă viață, aia prima de 10 ani, am și uitat-o. Alaltă de o lună, două, după ce mi-a pus niște copci în cap, era alcoolic, am uitat-o și pe aia. Iar soțul de acum, tot de vreo 10 ani, mi se pare că a fost dintotdeauna. Asta e super. Până într-o zi că m-ai plictisit, eu știu ce mai... L-am văzut și eu, numai un pic, l-ai trimis acasă când ne-a auzit că vin eu de la Focșani, așa o tipă. Mi-a fost frică de blonda. Așa o tipă mișto, ai spus, bă, mi-e fura asta de acolo, că moldovencele astea... Da, domnule, așa e, da. Și l-ai dat afară din casă pe bietul om. Moldovence. Da. Ți-a fost frică tare, nu? Da. Am văzut că e un domn foarte drăguț, l-am, doar așa cât m-am uitat cu coada ochiului, că nu-i frumos să mă uit așa ca o... Da, m-am uitat așa. Foarte drăguț. Eu beau și m-a pe principiul păsit... vaselor comunicante, cred că urcă la tine. M-a păzit. M-a păzit de câine, ai un câine în fața... Aș fi trebuit să filmez, dar trebuie să coborâm trei etaje ca să filmez câinele la. Da, fii atent, bărbatul tău m-a păzit de câine. Da. Credeam că spui că e o minune de bărbat. Am crezut că îți spui o minune de bărbat, dar este, este un om foarte drăguț. Este. Data trecută mi-ai vorbit foarte frumos despre el și îmi place. Adică se vede din timbru vocii că nu ești prefăcută, știi? Cum sunt unele. Mi se pare că dintotdeauna am fost cu el. Cum ce sunt să mai care ultimul face... contează întotdeauna. Când discuți. În momentul în care discuți. Da? Da. Tora, de ce chiar serios, de ce nu l-ai păstrat aici un pic, să spună și el la mulți ani, stimați Focșani? Soțul meu spune că ajunge artist în familie și nu vrea să se implice niciun fel în această activitate a mea. Putea să ne spună da. Și el la mulți ani acum, de ziua de Crăciun. Vorbeam despre... Apropo, am pomenit iar cuvântul Crăciun, care îmi place grozav. Această sărbătoare este superbă, sublimă. Spune, mai ținut post de Crăciun? Pentru Crăciun? Da, am ținut, dar cum așa cum țin catolicii, adică... Că tu știu că am trecut cu noi, că cu privare de carne, grâu, da. Chestii, da, te-am da, cumțit. Da, da, da. Cu privare de carne, privare în schimb... De carne, da, pentru că eu sunt la... am împlinit 50 de ani și încă un pic. Și există o mare perturbare în viața unei femei la 50 de ani, ceea ce se spune menopauz la Belle Époque, o spun și în piesă. Așa? Așa. Da, e o replică, da, din, la e o replică din piesă. La Belle Époque, da. Era un banc cu la Belle Époque. Da, da. Apropo de Ceaușescu. Da, 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 la Belle Époque, știi, la Belle Époque. E la Belle Époque, adică cea mai frumoasă perioadă din da, viața da, da, femeii. La Belle Époque, da. Așa? Și fără calciu am discutat cu medicii. Auziți, doamnelor, adică... eu n-am știut de treaba asta și am ținut post fără brânză și smântână. Moldovenii sunt foarte credincioși și mai ales că țin acest post, fiecare face o decizie personală. Deja privarea de carne e un post și catolicii sunt credincioși și noi servim aceluiași Dumnezeu, toate religiile care suntem și probabil că într-o zi, după capul meu de artistă și așa cum intuiesc eu, cum am eu revelația că o am vis-a-vis de Dumnezeu,
Probabil că religiile se vor uni, doar ține de, de Doamne, să se de unească orgolii toate și de, religiile. Da, da. Pentru că eu acceptăm că dragă, singur Dumnezeu, sigur. Atunci nu putem urâ pe nimeni și nicio sigur, altă religie. Sigur. Și mi se pare postul, mai ales pentru vârsta de 50 de ani, pentru oameni mai bătrâni, postul catolic superior în sensul în care omul își ia totuși calciu din brânză, din lapte, din pește, care e un aliment extraordinar și cu care s-a hrănit omul din totdeauna, pentru că s-au așezat pe lângă ape. Sigur. Așa. Și contează probabil emoția pe care o ai în fața acestei promisiuni pe care o faci, să faci și tu ceva, nu numai să te rogi lui Dumnezeu atunci când ții un post. Contează intensitatea emoției și poate nu atât, încă suntem oameni, suntem în trup, trupul are nevoie de hrană, de vezi, un citeam, chimist. E concepția mea, eu am încercat să țin post ortodox și am făcut niște scăderi de calciu, pentru că nu sunt încă în vârf de munte să stau într-o, cum să-ți spun eu, într-o liniște, într-o meditație extraordinară, să am legumele crescute, fără îngrășământ, fără... Era vorba de un post, de fapt, la origini, cu alimente naturale, nu crescute cu azot și cu... de o liniște sufletească care trebuie să însoțească, pentru că atâta timp cât ești stresat, ai arderi, muncești, corpul ca și... ca... se duce energia, nu? Sigur că cât da. Combustibil baci, cu atâta căldură ai. Deci, cum să spun eu, accept orice idee, numai să nu fie fanatic. Mi se pare cel mai urât, cel mai rău lucru în lumea asta, fanatismul, atât în religie, atât în politică și în dragoste. Vezi, apropo și de tot, de corp vorbeai, da. O replică din Gora lui Tagore mi-a plăcut grozav. Și că, domnule, dar scăpa odată de corpul ăsta, că începe să mă deranjeze îngrozitor. Știi? Până la de credința în viața cealaltă și de în viața spirituală, sigur că da. Sigur că da, sigur că da. Uneori e mai bună o minciună decât un adevăr crud. Omul, ca să aibă puterea să supraviețuiască, trebuie să, dacă n-ar exista, Dumnezeu să-l inventăm. Adică omul are nevoie de acel ajutor cuiva când rămâne singur și nu se simți singur. Categoric. Nu se poate, e atât armonie în jur, nu se poate să gândim așa că suntem buni cu pământul și am fi singuri în universul ăsta, dar asta e altă discuție, zi de Crăciun și... Hai să spun așa. Hai să mai bem o gură de șampanie. Care o gură de șampanie. O să fie frumos. Nu mi-a adus de... aminte de Rabindranath Tagore, așa numai patru versuri. Tagore se spune, nu Tagore. M-a corectat și pe mine unul mai deștept ca mine, să știi. Asta nu înseamnă că eu sunt mai deșteaptă ca tine, că ți-am spus. O să țin minte, numele se pot citi da. În tot felul de da, lucruri. Și că Tagore. Și eu ziceam Tagore. Poate sună... la ei. Dar se sună... scrie Tagore, românul citește da, dar sună frumos Tagore, sună, nu? Da. Are, parcă e fără terminare, îmi spui Tagore, e așa o chestie, Tagore. E o chestie nu? Te îndreaptă spre, de, de zona, adică așa, cum se citește spun, da. Zona. Deci, nu mă disturba acum, haide să spun spectatorilor un lucru foarte frumos. Așa, dar noi nu vom ști vreodată ce ne așteaptă mâine. Tu bucură-te astăzi, atâta îți rămâne. Ia cupa și te așează sub luna de cleștar, căci mâine poate luna te va căta în zadar. Ce frumos! La mulți ani! Tagore, cum zici tu? Tagore! Superb! Superb! Dora, te super dacă te rog să ne cânti. Hai, cântă-ne. De când așteptăm noi momentul ăsta? Realitatea e că ți-am spus încă de la început, trebuie să bem ceva ca ce să dăm senzația. Voce poți să ai, Dumnezeule mare, ce artistă complexă e ești, dragă, m-am dimineață. Tragi de oftică, știi? Ai venit la mine acum înghețată de așa, ai spus că să-ți și cânt, hopa, dar totuși nu sunt un computer și am spus, haide ca să pot să mă fac cam entuziasm. Femeie, n-ai nicio limită. Că voi cânta, atunci trebuie să bem ceva, să dăm senzația că suntem pe aceeași linie de plutire cu spectatorii, că doar nu-l sta pe uscat acolo ziua de Crăciun. De Crăciun. Mai ales moldovenii, toți au ceva pregătit acasă, oricât ar fi de... Hai mă, vino și tu la noi la Focșani, așa să facem o petrecere mare cu toți locuitorii din Focșani. Nu, dar la toamna ai să vezi. Am să vin cu premiera. Neapărat. Spectacol și să vedem ce faceți voi atunci, vis-a-vis ca promotion and advertising. Ei, cum să vezi și ce facem noi? Poate pun și eu. Ce bine știm noi o să primim. O cutie a Milei acolo la intrare. Sprijiniți filmul și teatrul românesc. Mai apropo, cine vă plătește filmul ăsta, piesa asta? Ai producător? Ai... cine s-a implicat? Am un proiect și am reușit, nu ușor, cred că nu ușor, Rom Telecom să sponsorizeze teatru, pentru că sunt în colaborare cu Teatrul Evreiesc cu această piesă. Ei, înseamnă că se sponsorizează evrei, că și ei au bani. Banii au mers, nu, Rom Telecom, Telecom. Dar prin numele meu, mă rog, eu m-am chinuit să fac proiectul. Banii au mers, sunt un videoproiector, un ecran, cât, mă rog, scena,
în filmare, adică dacă un film de lung metraj durează peste o oră 40, o oră 45, durează milioane și milioane și mii de dolari, noi am reușit să facem 20 de minute de film, la film, secvențe de film, cu 2500, nu vă spun, e fiecare de la mână la mână. E foarte complicat să convingi oamenii să pornești un proiect. Oamenii, mulți care au aceste, dar e și un imbol pentru tânăra generație. Că nu poți să spui peste ani de zile, societatea a fost de vină, ăla a fost de vină, uite, eu am avut talent și n-am putut să fac nimic. Adică nu vreau să-mi reproșez mai târziu că n-am mai, cum să spun, muncit în brânci, să-mi satisfac, să-mi depășesc un complex acolo, vis-a-vis aceste vremuri de rele. Bine că i-ai spus, dar... De ce aveam entuziasmul oamenilor? Pentru că e chiar muncă. Eu și cu regizoarea, două nebune, ne-am apucat să facem un proiect care nici nu s-a mai făcut. O să iasă mișto, tare. Și să-și dea mâna filmul cu teatru pe scenă. Hai să vezi ce mișto o să iasă, abia aștept să văd. Auzi, apropo de asta, că-ți bun și banii ăștia, când eram eu copil, taică-mi Dumnezeu să-l odihnească, tot îmi aducea ceva când venea de la școală, era profesor. Nu, dragă, dar iartă-mă, dar sunt oameni de acum bogați, privatizați, care putem să-l aducem. Eu cu un video pot să-l fac și la domiciliu piesa asta. Da. Păi, îți dai seama că ai să fii miliardară? Da, da. Da? În suflet, da. Te lasă soțul tău să te duci la domiciliu să faci piesa asta? Păi el dacă pleacă în oraș, cheltuiește banii. Eu dacă vin cu bani acasă... Auzi, spuneam de așa, deci stai că mi-aducea mereu câte ceva când veneam de la școală. Și într-o seară au avut consiliul pedagogic, s-a terminat târziu și n-am mai putut să-mi cumpere nimic. Și a adunat niște castane de pe stradă, de pe lângă grădina publică și a venit cu o pungă mare de castane. A zis, ticule, n-am avut ce să aduc, că era închis. Dacă te mă uit așa, nimic, sunt bune și astea. Așa și tu cu banii ăștia de la Rom Telecom, sunt buni și ăștia, bine că poți să-ți faci piesa, da. Nu se putea face fără banii la Rom Telecom, chiar mulțumesc pe orice... Păi sigur, mulțumesc, că și noi avem reprezentanță la Popșani. Da, 10.000 de dolari nu se găsesc pentru un actor care are 100 de dolari pe lună, salariul de la pensia asta este sub 100 de dolari. Asta e pensia unui actor? Asta e pensia și dacă... Cum să spun, stau la mâna unui telefon și, aia, și de multe ori, nu, uite, nu te plătesc, adică faci tot efortul și lumea zice, pe gratis, uite, cu salva vișeu de o viață întreagă, dar bine că am sufletul frumos. Să știi că e bine că l-ai. Da. Și, asta este adevărata bogăție, sufletul pe care l-ai e nemaipomenit. Aha, nici nu știe lumea ce înseamnă asta. Ei, nu, și chiar vreau să spun că dacă mă duc și la Focșani la tine, dacă mi-o fi foame, îmi dă un o cafea acolo. Ei, nu mă las, mă cunoaște, nu? Ai, mă, din toată sărăcia mea o cafea, ți-o-i pune o bucată slană acolo și un pahar de vin. Ai, mă, că mă descurc, eu mă văd eu cum fac. Tora, ai, ne cânti. Încercăm, este așa o modalitate pe care iar am improvizăm. O improvizăm. De a cânta încă împreună cu banda, pentru că n-am altă posibilitate, n-am orchestra aici să vă aduc. Era bine să fii. Da, e și mai greu. Da? E și mai greu cu orchestra, chiar dacă mai sare o măsură, ea bine după tine, dar cânta exact cum faci cu piesa, cu un element tehnic, trebuie să fii pe felie acolo. Noroc! Stai, înainte de a da drumul, e un potpuriu pe muzica scoasă pe calculator de pe un disc de acum vreo 50 de ani. Ah, ce frumos! Deci îți auzi orchestra de acum 50-60 de ani cu parfumul originală? Originală. Excelent! E făcut în radio. Excelent! De cineva care un prieten bun și mi-a făcut acest dar să muncească, să scoată numai orchestra, adică părțile fără voce. Și mi l-a adunat și eu am putut să cânt cu orchestra de acum 50-60 de ani. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai urale, să ne ducem într-o grecioară. Ne va zice din țambal un țigan sentimental, când n-o mai fi nimeni local. Și în zori, între sură, spre șosea, fericiți, în sfârșit, am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai un randevu, ca să-mi iau dar atâta da sau nu. Eu de câte ori am vrut ca să te întâlnesc, tu ca niciodată ai fost ocupată, pentru asta n-am putut ca să-ți mărturisesc cât de mult eu te iubesc. Totuși, sper ca-n astă seară liberă să te găsesc. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai un randevu, să mergem într-o cărciumeoară.
Ne-i pazice din țambal un țigan sentimental, când n-o mai fi nimeni în local. Și în zori, în trăsură, frășoțea, fericiți, în sfârșit am să-ți spun iubirea mea. Ce faci astă seară tu, poți să-mi dai un randevu, spune-mi doar atât, da, da. Tu nu mai ești al meu, tu nu mai ești al meu, deși la pieptul meu te strâng ca și-n trecut. Tu nu mai ești al meu, tu nu mai ești al meu, și nu mai cred ce nopți frumoase am crezut. Sărutul tău e rece azi ca un vânt de toamnă, ce-n sufletul mă trudit doar îndoiel îmi toarnă. Tu nu mai ești al meu, tu nu mai ești al meu, și plâng auzul unui prea frumos trecut. Mirjar și dormă noapte, cât mai departe, oriunde-ai vrea. Nici în veție n-o pot uita. Aș vrea în boală să uit ce-i suferința, și vechea rană s-o uit într-un pahar. Și du-mă noapte cât mai departe, oriunde vreau. A trebuit să mă scol în picioare. Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zile post. Joi mi-e imposibil să le întâlnesc, că mănânc un unchi pe care îl moștenesc. Vineri nu se poate, nu, că postesc și eu și tu, numai sâmbătă putem să ne dăm randevu. Și dacă ne-o place, stăm chiar până zor de zi, că duminică putem dormi. Vrei să ne întâlnim sâmbătă seară, într-o cărciunară la șosea, unde cântă un pian și o vioară, și unde nu ne vede nimeni. Perec, perec, amorizații stau la masă și nu văd nimic în jurul lor. Buriții au drept consumații ce le pasă. Dacă-și fac jurăminte de amor, măi dragă, să ne întâlnim sâmbătă seară, iar într-o cârciumioară la șosea. Excelent, mai ești? Și sărutarea ta mă bată, prin visori, calde legănări, printre sărutări. Numai tu știi să săruți, cum nu mai știe altă fată. Mi-am printrat-o, eu nu voi putea să uit niciodată. Pam, 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 pam. Asta e foarte frumos. Și-n brațe să mă strângi, ca știu ce tu voiești.
dansăm. Dansezi? Da. Noi dansăm atunci și spunem vorbe. Ai dansat cu ultima să respectați? Și apoi să fiu a ta. Într-o zi tălnie, o fată dulce și plătind ea mă privi și-n șoaptă în șopti. Tu vrei să mă cunoști, să spui că mă iubești, să fiu o noaptea ta, iar mâine vei uita. Sărută-mă atunci și spune-te să mă strângi la muitaj. Știu ce tu vrei și spui că mă iubești. Sărută-mă atunci și spune-mi vorbe dulci. Cu era m-am bătat și apoi să fiu a ta. Atât el așteptă de braț ușorul o noapte petrecut, atât iubirea cu a doua zi în zări, ca doi trecători s-au despărțit râzând și ambii predone. Sărută-mă atunci și vreau să mă strângi, căci știu ce tu voiești și spui că mă iubești. Sărută-mă atunci și-mi pune-n vorbe dulci. Cu ele am învățat și-apoi să fiu a ta. Bravo, bis, mai e? Mai e enorm. Asta înseamnă playback, că lumea judecă playback-uri. Tu mai cânti încă o dată cu o bine casetă. Bineînțeles, dacă judecă, dragă lumea. Și dacă playback-ul nu repeți, ai văzut. Eu nu l-am mai auzit de vreuna și ceva, două, dar super, unde, cine ți-a înregistrat asta? Ți-a spus în radio. Deci sunt unele lucruri care le uiți, dar dacă îl repeți înainte... Dar când și pentru ce l-ai înregistrat astea? Da, a fost pe televiziune, a fost pe... Bine, dar pentru ce? Pentru televiziunea centrală? În primul rând am făcut pentru mine, că mi-a făcut mare plăcere această muzică veche. Mie îmi sună foarte bine ce era în România acelor ani. Oh, superb, sigur, da. Sigur că ți-a sună bine. Poate am trecut pe acolo în altă viață, mă, știi, că s-a multă sensibilitate pentru acea perioadă, știi, pe 36-38, așa. Când se pare că România era la un anumit nivel. Și chiar, noroc, să știi că ai figura, probabil că ceva, chiar dacă e o chestie numai de spirit. Dar da, în tinerețe era din 36, acum e din 2002, așa e. Da. Ce e nedrept? Adică, examene, viață, muncă, căsătorie. Ei, examene, spate nevete, lasă-mă, face, nu mai stai, dragă, să mă exprim și eu, lasă-mă să mă exprim. Exprimă-te. Că trece viața așa și te trezești când plinești 50 de ani, mass media se ocupă numai de fete tinere, tu... Dacă te uiți la inima ta, încă mai are speranță, încă dorință, adică inima omului nu îmbătrânește, domnule, asta e cumplit. Fața ne dă de gol, filmul e foarte dur și televizorul cu femeile în general. Dacă un bărbat, un actor la 50-60 de ani poate să aibă un cuplu cu 30 de ani mai devreme, la mine ar fi penibil. Cam penibil, pentru oricare. Cam penibil, nu? Dacă ajung, eu nu vorbesc de mine, că oricum... Nu, vorbesc de vârsta, categorii, nu vorbesc de tine, adică sigur. Societatea n-a acceptat acest și nici nu... Nu că societatea, dar e... Că nici mie n-am mare respect față de un bărbat care, în loc să dea în mintea copilor, dă în mintea copilelor la bătrânețe. Așa este, categoric, e ridicol, e împotriva firii, tot ce e împotriva firii frizează ridicolul, știi, totuși. Adică chiar am să spun acum un lucru cu riscul... Să mă înjure câțiva bărbați, câțiva spectatori. Dom'le, bun, îți place o fată mai tânără, nu? Cu cât ai bani mai mult, să-ți place o fată mai tânără, și mai tânără, și mai tânără. Dar dacă tu ai o fată de aceeași vârsta ta, cum l-ai judeca? Sau mai mică? Nu, dacă ai o fată de vârsta amantei tale. Sau mai mică decât... Cum l-ai judeca pe colegul care ar face curte fiicei tale? Atât am vrut să spun, restul faceți Dumnezeu cu mila ce vreți, că veți fi judecat singuri, nu împreună cu mine. Loc. Mai e loc? La mulți ani! Toată lumea să fie veselă! Și un an nou fericit, da? Un an nou fericit. Fii atentă că la vară vin la tine la Băneasa, o să le arăt telespectatorilor ce rai ai tu acolo, așa cât sunt. Dacă am vorbit de Brăduțul Argintiu, da, de Brăduțul Argintiu, pe care l-am primit, dar nu am avut curajul să-l rup. Să-l tai, cum și să-l tai? În casă. Păi cum să-l pentru tai? Că un brad crește în atâția ani și chiar m-am gândit eu acum câțiva ani când am auzit cum se defrișează pădurile pur și simplu ca să taie vârful unui brăduț, brad care nu mai crește după aceea și trebuie atâția ani
ca să-l vezi cum crește, nu, umbra? Da, da. Cine da, da. Iubește plantele și florile știe acest lucru și atunci m-am hotărât, știind de la soțul meu că sunt țări civilizate în care e interzis să se pună pom de Crăciun adevărat, din brad adevărat, eu care sunt împotriva făcăturilor și a plasticului, am acceptat această idee. Că neexistând cerere, nu există nici ofertă, adică tăiat pădurii, hoți, defrișat păduri și am hotărât ca de Crăciun să-mi pun un brăduț artificial. Care și bineînțeles, exact, am să îmi cumpăr câteva crengi ca să nu distrug un pom, să-i mai dau vârful. Cumpere, le-ai cumpărat deja, sunt acolo în hol, le-am și văzut. Așa, câteva crengi de brad pe care am să le pun în apă și am să aranjez o ichebană ca să miroase totuși a brad în casă, pentru că am descoperit într-o bună zi o poezie care în anii comuniști nu a mai fost editată, poezia Pomul de Crăciun a lui George Coșbuc, în care chiar spune că îngerii vin și aduc o creangă, așa cum au găsit-o în pădure încărcată cu ghirlandele acelea și cu conuri de brad și aduc copilului. Deci nu e neapărat un vârf de brad ca să nenorocești un brad. Spun acest lucru pe un post de televiziune, că poate cineva, generația care vine, poate da un imbold ca să nu mai distrugem minunații ăștia brazi de care avem nevoie și apoi ne plângem că vin alunecări de teren. Și altele și altele. Și, altele. Și atunci, pentru că e Crăciun, am să-mi permit să vă citesc, ca o bunicuță, chiar pomul Crăciunului de George Coșbuc. Tu n-ai văzut pădurea, copile, drag al meu. Pădurea iarna doarme ca așa vrea Dumnezeu. Și numai câte un viscol o bate uneori, ea plânge atunci cu hohot cuprinsă de fiori. Și tace apoi și adoarme când viscolele pierd. În noaptea asta însă vin îngerii din cer și zboară încet de-a lungul pădurilor de brad și cântă încet și mere și flori din sân lecat, iar florile se anină de ramuri până jos și cântec și lumină și așa e de frumos. Iar brazii se deșteaptă, se miră asta cei, se bucură și cântă ca îngerii și ei. Tu n-ai văzut pădurea, copile, drag al meu, dar uite ce-ți trimite din trânsa Dumnezeu. Un înger rupse o creangă din brazii cu făclii, așa cum au găsit-o cu flori și jucării. Departe într-un staul e în fașa cu Iisus și îngerii o câte și câte i-au adus, dar el e bun și împarte la toți câți îl iubesc. Tu vino și te închină, zi, Doamne, îți mulțumesc. La mulți ani! La mulți ani, draga mea, la mulți ani, spectator. Și spuneți odată cu spiritul lui George Coșbuc, Doamne, îți mulțumesc că suntem încă sănătoși, că putem supraviețui, că putem avea speranțe. Pentru că credința fără speranță nu e credință. La mulți ani. Și la bună vedere. Thank you.